Zi, mă, de ce te bucuri așa? Ce e veselia asta? A venit toamna? A venit primăvara? Cu fiecare trecere a Ce-i lunii, cu părul ăsta la tine? Te-am ciufulit adineori? De ce da, ești în pat, ia zi? păi eu făceam ceva. Și ce-i cu labele mele goale aici? În Păi, sfârșit, zi, de ce voie să ne spui așa important încât ne-ai întrerupt zebra? Ăsta, zebra, ești tu. Încât ne-ai întrerupt somnul. Ne-ai întrerupt somnul. făceam aici ceva, dar nu pot ca să descriu. Da, lasă, de ce râzi acolo? Ce ești așa bucuroasă? Pentru că cu fiecare trecere a lunii, terminăm septembrie, intrăm în octombrie, Aolea. a mere 9 luni și vom merge din nou în Franța. Ia auzi. Și Ce te bucur, mă, ce te bucur? Bă, noi de ce vorbim așa tare? Că e 4 dimineața. a mere 9 luni Lumea doarme aici. și e probabil și vom merge din nou în Franța, pentru că mi-a plăcut foarte mult, am venit bolnavă de acolo, de tot ce am văzut în țara aia. Păi nasul, Și vrei să te îmbolnăvești? nu bolnavă în sensul de ce am văzut acolo și A, ți-a vrem să plăcut? băi de capul meu și vrem să mai mergem o dată și tot acolo, tocmai ziceam la a treia cazare la Adagio. Una gratuită? În spate pe tomberoane, poate. Mamă, îți dai seama, la mine ar fi a doua vizită în Franța și la tine a treia vizită în Franța, asta în vara lui 2025. Și tocmai făceam itinerarul acum că, deci dacă ne cazăm, că tot ăla rămâne hotelul, pentru că ne-a plăcut foarte mult Adagio. Adagio. Adagio, da, par hotel. Și Te lungești cam mult. de asta zic să făceam calculul cum ar fi mai bine să luăm taxiul sau trenul. O. Și ai zis că e mai ieftin cu Cu trenul, da. taxiul e între 4.000 și 5.000 de lei. Până la Saint-Tropez, ca Și cu să trenul e doar vreo 750, în jurul a 750 de să lei. faceți și paie la aștept pe cuvântul meu că mai vreau încă. Deci atent că renunț la cartier. Bietul pui. Asta e cadou de ziua mea și de Moș Crăciun și de tot ce vrei, că eu nu avem copii. Nu avem copii? Nu avem copii ca să luăm un cadou de Crăciun. Fetița, cred că nu o să mai avem niciunde să stăm în curând dacă mai facem gălăgie la ora asta. Așa, povestește mai departe. Noi nu avem copii ca să ținem tradiția cu Crăciunul și așa și așa. Este așa că la noi e Crăciun, uite-l. A, da. Cine are copii La noi e mici, Crăciun în fiecare zi. da. Cine Chiar, ia, are stinge lumina să se vadă bradul frumos. copil mic, cumpără cadouri, Ah, cumpără. am crezut că cumpără copii. Și că cine are copii mici, îl cumpără. A, cumpără cadouri, da. Cumpără cadouri pentru Uite ce copii. frumos se vede, zici că ești deja în seara de Crăciun. Da. Eu stau în pat aici și filmez dintr-o parte, de-aia se vede așa. Că la ora asta încercam și eu să dorm. De-aia stau în poziția asta, în pat. Nu, lasă așa, că e frumos. Da, și mă văd și eu. Se vede, da. E așa frumos, zici că ești... Îmi aduc aminte când eram copil și mă băgam sub brad, știi? Era doar o dată pe an, îți dai seama, câteva zile. Adagio, Și venim! mă duceam și mă așezam așa sub brad și mă luminau beculețele. Îți dai seama că asta era o chestie foarte rară, din când în când. Pe când acum am în fiecare zi treaba asta, știi, în fiecare zi, uite. Stai frumos în pat și se văd luminițele, așa stai sub brad. Bine, nu stau chiar sub brad, dar așa se vede, ca și cum ai sta sub brad. Suntem clienții anului la Adagio, apar hotel în Franța. Îmi place atmosfera asta. Vedeți cum se vede bradul. Da, vreau la parcotil Franța. Ia, arată-ne cum te bucuri tu că mergi, dacă mergi, că nu e sigur, Păi nu dacă mergi în merge, concediu. că facem aici calcule, Păi chestii. da. Hai să zicem că reușim să strângem bani și că mergem în Franța anul viitor. Ia să vedem cum face fetița. Și 1 și 2 și 3 și te chiar să cadă din pat. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 1 și 2 și 3. M-am bucurat că și acum când am fost m-am bucurat. Da, fii atent, nu zburăm cu tarom, zburăm cu... Lasă, povestesc chestii vesele acum, nu chestii urâte. Da,
Da, deci ne bucurăm maxim pentru 2025 că tot Franța o să fie. Tot Franța! Da, mai avem de văzut Louvre, Saint-Tropez. Trebuie să se bucure și lăbuțele mele. Lăpuțele, o să mai mergem o dată în Franța. Mami, mami, vrei să mergem în Franța din nou? Da. Ui. Dar putem rămâne acolo dacă tot ne place așa mult. Ilegal, poate. Sau nu știu dacă poți să rămâi, dar unde locuiești? Că trebuie bani, trebuie chestii, poate pe stradă, dacă vrei să rămânem acolo. M-aș muta în Franța, sincer. A, Atât de frumos e acum. trebuie bani pentru asta. Da, dar ca și idee, m-aș muta cu motanelul meu oricând în Franța. A, fetița lui Teotizo, mutăm în Franța. Oricând, da. Da, bine, fetița, te-ai Bye. bucurat destul, acum hai să continuăm somnul pe care îl făceam Ce aici. făceam noi ședința Da, somnul, romantică aici? ședința de somn. Făceam nani aici amândoi, eu eram crăcănat, eu așa doar crăcănat. Așa. Și eu veneam înspre tine, așa, în Păi, partea din păi nu, mijloc. da, nu, veneai aici, lângă mine, alături, ca să te culci. Ah, nu în partea din mijloc. Îmi iau.